Salutare, dragi prieteni! În ediția de astăzi o să aflați ce înseamnă să fii fotograf de wildlife, numai cu Silviu Matei. Pasiunea pentru fotografie este de foarte mulți ani. M-am apucat în 1992 studiind astronomie la Observatorul Astronomic din București, Vasile Urseanu. Am participat la niște cursuri, mi-a plăcut, iar ulterior, în cadrul acelor cursuri, am făcut și parte practică, adică partea efectiv de a fotografia bolta cerească, astrofotografia. A fi fotograf de wildlife în România e un challenge, dacă pot să-i spun așa, pentru că noi avem o faună foarte bogată și diversificată, dar în același timp este sălbatică. Nu poți să te apropii, pentru că sunt foarte puține cazuri în care poți să te apropii de un cerb sau de un urs sau de un râs și să te și accepte în preajma lui undeva în 50-70 de metri. De ce spun asta? La noi fauna este foarte sălbatică. Nu este obișnuită cu omul, cum este în alte țări, să stai la 30-40 de metri, cel mult. În Richmond Park, de exemplu, poți să stai să vezi boncănitul la cerb la 30 de metri. Pentru că animalele sunt foarte, foarte obișnuite cu omul. Bine, și acolo nici nu... Nimeni nu le aleargă, le lasă în pace, la noi ar sări toți și poate mai sunt și oameni cu intenții ascunse. Cum bine știe toată lumea, braconajul în România e un pic cam ridicat. Chiar săptămâna asta a fost un al cincilea telefon în care la început își exprimă mulțumirea și admirația pentru munca mea, dar pe urmă, încet, încet, din întrebări și din felul în care vorbesc acești indivizi, mi-am dat seama că nu sunt vânători, sunt braconieri. Pentru că unul dintre ei, la un dat, mi-a oferit o sumă de bani ca să-i le spun unde am pozat un anume animal sau să-i duc acolo sau să, nu știu, să încerce să mă atrag într-un fel în care ei să poată să împuște ceva. Și le-am spus că nu o să fac asta niciodată și niciodată n-am să duc pe nimeni în astfel de zone. Plus că eu nu dau locațiile unde pozez. Da, poate spun în mare, ok, am pozat în Munții Bucegi, dar cam atât. Mă bucur că în 2012, împreună cu National Geographic, am reușit să facem un proiect prin care să stopăm vânătoarea la râs în România. Și s-a reușit pe termen de 5 ani. Și vânătoarea la cocoși de munte s-a reușit, adică s-a stopat. Și acum, împreună cu National Geographic România, încercăm să facem un proiect pentru capră neagră, care, deși este monument al naturii, după cum bine știe toată lumea și din cărțile vechi, de când am învățat noi, acum se vânează. Și cel mai grav este că se vânează femele și tineret. Defrișările ilegale constituie cea mai mare problemă peste tot în lumea asta, pentru că în modul ăsta se distrug habitate, se distrug trecătorii, pe unde animalele trec pe acolo de zeci de ani și animalele se sperie. Sunt zone în care tot se exploatează și animalele își mută teritoriul și își mută și devin din ce în ce mai sperioase. Da, într-adevăr că se și obișnuiesc cu zgomotele drujbelor, cu tafurile, cu oamenii de acolo, dar în același timp nu le distrugi habitatul. Practic cum ar veni cineva la tine acasă și îți distruge casa. Și tu va trebui să te muți continuu mai departe, mai departe, mai departe, mai departe. Munți întregi sau... Practic, de pe acei munți, pădurea a dispărut de tot. Și automat apar și așa apar și alunecări de teren, plus că na, ecosistemul din zonă s-a distrus. Posibil ca dacă cei care exploatează să exploateze în ritmul ăsta, încet, încet fauna sălbatică va mai dispărea. Adică nu vom avea aceleași efective pe care peste 20 de ani, poate nu vom mai avea aceleași efective pe care le avem acum. În fotografie de natură nu prea ai ce controla foarte mult, pentru că animalul ăla nu o să stea cum vrei tu, nu iese la ora care vrei tu și are și el, cum și noi avem oamenii,
tabieturile lui. În primul rând, un fotograf de wildlife trebuie să cunoască, pe lângă fotografie, care trebuie să știe foarte, foarte, foarte bine, trebuie să cunoască comportamentul animalelor. Adică, mă refer la etologie, practic, comportamentul fiecarei specii în parte. De exemplu, vrei să poți fotografiezi un urs. Sau trebuie să-i știi obiceiuri, locul pe unde obișnuiește să stea, că fiecare animal are o zonă oarecum preferată, dacă pot să-i spun așa, orele la care iese, de exemplu, primăvara, animalele sălbatice nu ies la aceeași oră cum ies vara sau toamna sau iarna. Iar un fotograf de wildlife trebuie să respecte animalul, dacă pot să spun așa, pentru că fie unul, țin foarte mult la chestia asta, decât să mă apropii să-l sperii, mai bine stau la distanță, îl urmăresc și o zi dacă e nevoie, și două zile, și trei zile, dar știu că poate la un moment dat să mă accepte. Și atunci pot să intru un pic mai aproape de el și să obțin niște fotografii mai bune și din punct de vedere al calității și pot să mă mai mișc ușor stânga-dreapta, dar repet, foarte ușor. Pentru că animalele sălbatice sunt animalele sălbatice și sunt foarte precaute când văd omul. Animalele sălbatice nu atacă omul dacă nu sunt provocate. Noi, de obicei, le provocăm. Dar e bine când vedem un animal sălbatic să stăm noi locului, să nu mergem către el. Dacă îl vedem, ok, mai bine prefer să mă retrag eu și să stau la distanță și să-l văd. Că e un plus pentru mine, că am văzut un animal sălbatic. Iar niciodată în pădure m-am întâlnit și cu urs, m-am întâlnit și cu râs, o săptămână întreagă am stat și am pozat râsul, și urși la fel, și cerb la fel, și niciodată n-am avut o problemă cu aceste animale. Plus că am și dormit noaptea în pădure cu coltul, lângă, dimineața m-am trezit cu lângă o soaică de pui lângă mine, la 70-80 de metri, și s-a jucat cu pui, s-a jucat foarte frumos. Și n-a avut nicio treabă cu mine. Da, mulți zic, poate am avut noroc, dar ok, am o dată, de două ori, de trei ori, dar dacă era ceva, până la urmă, mă ataca un urs. Dar nu, de obicei animalul sălbatic preferă să evite omul, întotdeauna. Așa să faci din pasiune, da. O faci. E frumos să petrești timp în natură, poți avea unele experiențe pe care nu tot omul, experiențe plăcute, mă refer, nu tot omul le întâlnește la tot pasul și e acel sentiment, știi, că ai stat la 100 de metri de un urs sau de un cerb sau de o copioară și ai stat două ore și le-ai văzut în continuu și pe urmă poți să pleci liniștit și fericit acasă că ai văzut ceva. Și fotojurnalismul și fotografia de animale sălbatice și fotografia de natură, peisaj și astea, toate sunt pe același loc. Nu pot să fac o diferență de scară între ele. Ambele sunt acolo, pentru mine, și toate sunt la fel. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Povestiri Urbane. Până data viitoare, nu uitați să ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, dați like pagine de Facebook, la fel ne găsiți și în site-ul hotnews.ro. Săptămâna oricum începe cu Povestiri Urbane. Fiu de ce caut să like.